Salutare, salutare, astăzi voi face un mic uh, vlog, un scurt vlog, vreau să-i mulțumesc uh, prietenașului meu Pavel pentru, uh, am uitat să vă arăt, uh, să-i spunem așa un cad, nu chiar cadou, dar o, o atenție așa, o um, amintirii, uh, vreau să vă arăt imediat și mulțumesc pe această cale, ceea ce mi-a mi-a adus din uh, Italia, el a fost plecat la Roma, în Italia, și l-am rugat frumos, băi, dacă vezi și tu ceva pe acolo, ia -mi și mie ceva, dacă vrei, bineînțeles. Și o zis, dacă găsesc ceva și nu-i foarte scump, adică nu vă aștepta să mi-aduc muntii. dar uh, așa, o amintire, chiar eu când am fost plecat în Franța, nu l-am cunoscut, că altfel îi luam și eu o să vă arăt imediat, <coughs> aveam pe aici și eu, imediat să mă uit, uitați asta de la Monaco, imediat o să vă arăt, Ui, o vedeți? Deci asta e la, de la Monaco și coasta de Azur, de la Saint-Tropez, când am fost în 2015, în în Franța. Eu am fost în, în astea două țări, din Italia și în Franța, dar când am fost în Italia am fost cu, cu Silviu și a fost fugitiv. M-am avut ceva de adus de acolo imediat și din cauza asta nu am avut timp de stat mult. Ia uitați ce mi-a adus prietenașul meu de la Roma, dacă puteți vedea. Vedeți? Chestia asta e magnet care se prinde, dar vreau să-l păstrez așa în, în țiplă. Iar asta e un breloc din asta care deschide cheia. Și are aici o chestie. Asta e bazilica, adică biserica Sfântului Petru, Roma. Iar pe partea asta, la întâi se învârtește, e Coloseumul. Vedeți? Astea sunt amintirile care mi le-a adus. Atâta. Eu sunt mulțumit, îi mulțumesc pe această cale. Am uitat să fac vlog. Acum mi-am adus aminti, le-am aruncat acolo într-un salta și mi-am adus amintiri. Zic, stați, că Pavel mi-a adus ceva. Pavel are o săptămână de când nu a ajuns din Italia. A ajuns lunea trecut. Sau lunea asta, nu mai știu. Știu că a fost plecat sâmbătă, duminică și luni s-a întors înapoi. Trei zile a fost plecat. Cam acesta a fost vlogul, sper că v-a plăcut. Nu uitați să busți să butonul de like, să dați un subscribe, care mă ajută enorm de mult. Vă mulțumesc celor 1420 de abonați. Haideți să ne adunăm în număr cât mai mult și ne vom revedea la un nou vlog, v-am pupat, pa! pa.